Modificările au fost anunțate de conducerea firmei de management în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la spital. În doar 9 luni de activitate, firma a reușit să scadă cheltuielile și astfel să rezerve lunar o sumă mai mare pentru achiziția de medicamente. Am reușit în perioada ianuarie-septembrie 2011 să asigurăm necesarul de medicamente tratamentului pacienților internați. Parteneriatul public-privat este cel care va face ordine în spital. Toate activitățile conexe de la curățenie și până la asigurarea asistenței juridice vor fi externalizate. Aceasta înseamnă că personalul auxiliar, care până acum nu și-a făcut treaba ca la carte, va fi disponibilizat. Este anormal ca la o instituție să ai nu știu câți juriști și să nu-ți câștigi niciun proces în 10 ani. Este anormal ca la o instituție să ai N persoane la serviciu financiar contabilitate, când poți să ai două persoane și o firmă de contabilitate autorizată. Prefer să fac un contract cu o firmă pe întreținerea acestei clădiri decât să am 75 de oameni care, când îi întrebi, nu au baterii să înlocuiască la chiuvete care se strică, n-au țeavă, n-au... mai din contră și găsești și turmentați unii. Pe de altă parte, se vor lua măsuri pentru ca unitatea medicală de maximă importanță din județ să nu rămână fără medici. Suntem în zonă critică pe anumite specialități, cum este neonatologia, cum este cardiologia care nu putem să asigurăm linie de gardă. Cadrele medicale vor fi îndemnate să aibă un comportament respectabil față de pacient. Nu toată lumea va fi plătită la fel. Și atunci, pe baza comportamentului și a activității desfășurate în anul precedent, ei vor fi salarizați pe cale de consecință procentual între acele limite minime și maxime. De la începutul anului, valoarea totală a veniturilor proprii a crescut față de anul 2010 cu 25% din încasări, din chirii și din servicii medicale. Față de momentul preluării managementului, când datoria era de 5.500.000 de lei, aceasta a scăzut cu 300.000 de lei, în condițiile în care au crescut consumurile la cheltuieli materiale pentru îmbunătățirea actului medical.